Cred că prietenia. Mai degrabă trebuie să-i fii prietenă și mai apoi mamă, pentru că așa se învață lucrurile mai simplu, nu știu, sunt mai receptiv atunci când te cobori la nivelul lor, de copil, știi? Recunosc că câteodată mai scap lucrurile astea, pentru că sunt momente că nu prea înțelege și ne mai certăm. Da, da, orice mamă și copil mai avem așa dificultăți, dar încercăm să le aplanăm și să liniștim spiritele.